Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Avem o știre importantă pentru voi. Un bătrân îmbrăcat în straie roșii, cu barbă albă și lungă, călare pe un cal alb, a fost văzut de zilele acestea pe la munte. Pe unde a trecut călărețul misterios a început să ningă. Apariția a fost investigată de specialiști, preoți și istorici. Toți au ajuns la concluzia că ar fi nimeni altul decât Sfântul Nicolae, adică Moș Nicolae, cel care ne pune weekendul viitor dulciuri în ghetuțe. Asta dacă am fost cumiți, pentru că știm că dacă am fost năzdrovani, moș Nicolae, lasă în loc de dulciuri nu lușe. A, și-ar mai fi ceva. Moș Nicolae, să știi că eu am fost cu minte și te rog să îmi aduci un ursuleț mare cât mine. Nu mai e bine pe curând.